Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Brazla Războinicilor. Astăzi vreau să merg în Nether și din episodurile trecute am mai făcut câteva live-uri. De fapt am făcut un live pe această serie unde am construit partea asta a zidului și Skirty a construit bucata asta. După care camera a mai continuat să pun chestiile astea aici și să mai continui gardul meu până în partea alaltă. Cred că va trebui să fac eu gardul ăsta de orice Skirty nu a mai intrat pe server de mult și nu știu care-i treaba. Oricum nu contează asta, am mai făcut roșii de un cal de ăsta de schelet. Am luat pe ăsta bun. Deci trebuie să mă dau jos să-mi iau sabie, deoarece nu știu cum am aruncat-o. Am făcut roșii de acest cal off camera, plus acest cal care este mult mai bun și sare vreo 4 blocuri înălțime. Ceea ce este un cal foarte bun, dar o să-l pun la loc și îl pun și pe ăsta la loc. Am spus că am mai făcut roșii de un câine tot off-camera, deoarece am stat o grămadă pe aici și am făcut multe chestii. Am făcut roșii de câteva pickaxe-uri, de fapt am mult mai multe pickaxe-uri, doar că le tot termin și fac altele deoarece încă nu am luat mending de la villagerul cu mending. Mai am câteva pickaxe-uri și pe aici pe undeva, dacă ține o bine minte. Mai am pickaxe-uri pe aici? Parcă mai avea câteva pickaxe-uri de diamond, dar poate le-a luat cineva, nu contează asta. Deci am făcut acest pickaxe ultima oară cu care o să spargem portalul care se va face Nether, deoarece vreau să îl duc la cel mai înalt nivel a Nether și să fac câteva tunele pe acolo, deoarece în episodul de astăzi vreau să merg înapoi la casa mea veche, deși am mai fost off-camera să iau niște chestii, dar vreau să fac un portal spre acea casă și probabil că o să facem o serie de tunele. O să ajungem de la un membru al Brazlei la alt membru al Brazlei dacă vrem să mergem unul la altul sau să mergem la spawn, cel mai simplu. Bun, haideți să spargem puțin pe aici, deoarece aici aș vrea să fac portalul. Vreau să fie cât mai departe de Magnificul, deoarece probabil și el va vrea să facă un portal și să nu se intersecteze portalele noastre. Dacă aș face în capătul celălalt, probabil s-ar cam intersecta treaba și dacă el intră în Nether, vrea să vină înapoi. Posibil că o să-l tăie aici la mine, așa că de asta vreau să-l fac cât mai departe și probabil și el o să facă undeva după casa lui. Ca să nu cumva avem ceva probleme și încep să și construiesc portalul. Să sparg asta de aici, dar nu am nici topor, deoarece mi s-a stricat și toporul, sau cred că l-am lăsat în chest, nu mai știu exact, dar oricum nu avem nevoie momentan de el. Punem astea așa, punem și aici așa, și trebuie să îngrijesc să nu le pun greșit, deoarece ar dura destul de mult să sparg obsidianul. Vedeți că am și făcut primul portal, acum va trebui să merg să fac un flint steel, deoarece, din câte văd, am uitat să fac înainte de episod. Sper că am și flint. Aici nu am flint, dar am aici niște flint, așa că pot să fac un flint în stil. Și văd că am câteva topuri pe aici, dar sunt folosite și alea, deoarece am stat o grămadă să sparg lemn pentru ziduri, deoarece am folosit extrem de mult lemn pentru aceste ziduri și am uitat să vă arăt și în partea alaltă cum arată zidul. Partea asta alaltă aici în capăt am făcut-o după live, deci e tot off camera. Și uite, încă un creeper aici, oricum va trebui să-mi adaug detalii la gard, deci nu e la acest zid, nu e terminat, dar cam așa arată momentan. Și aici o să mai fac și un turn destul de înalt, deci o să fac multe chestii pe această breaslă. Bun, hai să intrăm pe aici și să mergem în Nether, să vedem care e treaba în Nether, să vedem unde ne dă. Poate avem norocul să găsim și un Nether Fortress, ar fi foarte bine. Și ce a fost acel sunet? Nu știu dacă l-ați auzit și voi, sper că l-ați auzit, dar a fost un sunet foarte ciudat. Bun, deci am armură, mâncare am și putem să mergem în Nether să vedem care e treaba prin Nether. Hai să și intrăm în Nether. De fapt, nu o să intru încă, deoarece mai am nevoie de două chestii. Am nevoie de câteva stack-uri de piatră. Tot ce va trebui să fac ceva pe unde să urc sus în partea de sus a Nether-ului și am nevoie de o grămadă de scări ca să pot urca. De fapt nu așa se crafta, așa se crafta. Mai că am făcut 15 bucăți, sunt cam puține, deci va trebui să mai fac câteva. Doar să văd pe unde am lemn, nu mai am nici lemn în chesturi. Ce se întâmplă? Spruce, hai că facem din spruce. Va trebui să fac o grămadă. Să vedem câte putem să facem. 42. Hai să mai facem, probabil o să mai avem nevoie de scări și altundeva. Și am făcut aproape un stack. Hai că un stack e suficient, clar o să fie suficient după părerea mea. Și acum chiar o să mergem în Nether, deci hai să mergem în Nether. Bun, și acum o să intru
Nu, mi-am aruncat sabia. De ce mi-am aruncat sabia? Să nu spui că a dispărut. Cred că e Nether. Sper că nu mi-a dispărut sabia, dar ce e nasol dacă mi-a dispărut sabia. Și sunt în Nether și sabia mea. Uite sabia. Deja m-am speriat că am rămas fără sabia și cam aici ne-a dat. Nu e un loc prea bun, dar nu e nici chiar de rău. Da, ziceam că o să urcăm sus pe Nether. Să urcăm acolo sus și acolo să facem niște portale și pentru asta va trebui să fac ceva în sus, ceva de genul, cam așa. Și încă un bloc aici în față. Ceva de genul, iar aici în mijloc trebuie să pun trepte până ajung acolo sus. Așa că o să fac această chestie în sus, această scară, să zicem așa, și probabil o să revin când ajung acolo sus. Bun, și aici că am revenit, a făcut chestia asta prin care mă pot urca până sus la marginea superioară a Nether-ului. Acum vor urma să sparg acest portal, deoarece vreau să-l pun acolo sus și după care să mergem la coordonatele vechii mele case și să facem acolo un portal și să vedem dacă mai am chestii pe acolo, cum arată casa și ce mi-a rămas pe acolo, deoarece nu mai știu exact. Așa că o să sparg portalul ăsta, o să merg sus, o să-l construiesc acolo și am să revin. Bun, știți că am revenit, am urcat aici sus și aici ar trebui să fac portalul, așa că aici o să îl și facem. Punem astea așa, punem niște cobblestone să nu folosim tot obsidianul, deoarece mai vreau să fac un portal. Deci 3 blocuri înălțime, ceva de genul, și aici va trebui iară să sparg puțin. Trebuie să încep cum sparg cu acest pickaxe, deoarece e foarte puternic și sparg foarte multe blocuri aiurea. Punem astea două aici și am terminat de făcut portalul, acum va trebui să sparg o grămadă de netherrack pe aici ca să fac puțin loc, să aibă portalul loc să se vadă ok. Bun, hai să punem netherrack-ul de jos înapoi ca să putem să ne mișcăm ok pe aici, să mișcăm bine pe aici. Și haideți să aprindem portalul și să vedem dacă totul funcționează cum trebuie. Dacă intrăm în acest portal ar trebui să ne dea în satul nostru și hai să vedem dacă totul funcționează cum trebuie. Așteptăm puțin și ar trebui să se încarce imediat. Și m-a dat în portalul ăsta. Deci mi-a dat la cineva în portal și nu știu de ce m-a dat în portalul ăsta. Nu știu exact cine stă aici, dar a făcut acest portal înaintea mea și i-am făcut portalul în loc greșit. Asta înseamnă că va trebui să merg acasă. Bun, acum va trebui să merg acasă după coordonate, deoarece cine stătea aici și a făcut portalul înaintea mea și e destul de aproape probabil de mine, din câte văd casa mea undeva în partea aia, cred că. Va trebui să merg la lângă portalul meu care l-am făcut acolo în sat, să-i scriu coordonatele, să le împart la 8 și să merg în Nether la acele coordonate și acolo să-mi fac portalul. Și asta o să și facem. Deci, precum v-am zis, va trebui să-mi notez coordonatele portalului meu și acele coordonate să le împart la 8, să le caut în Nether și acolo să fac un portal. Asta o să și facem, deci la ce coordonate portalul meu. Și acum o să trebuiască să împart aceste coordonate la 8. Acum o să mergem în Nether. Sper că mai am obsidian suficient pentru încă un portal. Și da, am obsidian suficient pentru încă un portal și ne-a dat în alt loc acum. Și astea sunt coordonatele. Să mă uit, sunt acele coordonate? Iarăși sunt acele coordonate. Deci cred că și-a făcut cineva încă un portal pe undeva. Nu-mi dau seama. A, de fapt ăsta e portalul pe care l-am făcut, dar n-am observat că am spart în partea asta. Bun, acum hai să mergem să ne căutăm coordonatele noastre, care sunt minus 126 cu minus 161. Minus 200, deci încolo trebuie să mergem. Să și încep să sparg. Și va trebui să lucrez puțin pe aici ca totul să arate mult mai bine, dar asta probabil o fi camera, nu lucrez acum. Să sparg ceva pe aici. Hai că am spart o grămadă și portalul nostru ziceam că vine aici, în zona asta vine portalul nostru. Hai să și punem niște obsidian în felul ăsta, punem încă o bucată aici, ca să facem un portal mare 3x3 frumos. Mai spargem și pe aici ca să avem loc, după care o să iau iarăși niște obsidian și o să fac partea asta la alta a portalului. Așa, încă 3 bucăți pe aici. Ceva de genul și aprindem portalul și ăsta deja trebuie să ne ducă la village-ul nostru, să și închid chestia asta și hai să vedem. Deci acest portal trebuie să ne ducă la village-ul nostru și sper că totul e în regulă și ne duce acolo. Hai să vedem.
Și da, acest portal este poziționat corect. Acum va trebui să merg iarăși jos în mină și să mai adun niște obsidian pentru portalul care vreau să-l fac spre vechea mea casă, așa că o să revin când am adunat acel obsidian. Bun, și aici că am revenit, am mai făcut rost de niște obsidian pentru încă un portal și încă să măresc acel portal care se va face acolo la vechea mea casă, deoarece va fi un portal de 2x3 și vreau să-l fac de 3x3 și pe ăla. Și acasă să mergem în Nether și să mergem la coordonatele vechii mele case. Trebuie să înțeleg cum mă mișc pe aici prin Nether și din câte știu. Bun, deci astea trebuie să fie coordonatele vechii mele case. Sunt aproximative, deci nu știu exact unde e casa mea, dar știu că e pe undeva la minus 900. Cu minus 200 și le-am împărțit la 8 și a ieșit minus 112 cu minus 25, care din câte știu e undeva în partea aia cu minus 25. Deci va trebui să merg o grămadă în partea alaltă până dau de acel minus 25 și portalele astea sunt destul de apropiate. Dar din câte văd, aceste două portale sunt chiar apropiate, deci avem un vecin foarte aproape de noi în Overworld. Bun, deci va trebui să mergem până la... Deci o să trebuiască să merg o grămadă și probabil o să revin când ajung acolo. Bun, știți că am revenit într-un final, am ajuns la aceste coordonate. Între timp, din păcate, am mai murit încă o dată. Spărgeam așa tot în față și dintr-o dată a fost o gară foarte mare în jos și am picat o grămadă în jos. Mă rog că am reușit să-mi recuperez itemele destul de repede, am pierdut și ceva experiență, dar măcar m-am recuperat itemele. Hai că avem o grămadă de Nether Rack în inventar, hai să facem totuși acest portal și asta e. Bun, haideți să și aprindem portalul și să vedem dacă am știut bine coordonatele. Nu sunt sigur că astea sunt coordonate aproximative, deci chiar sunt curios unde o să mă deie în Overworld. Și că haideți să vedem. Sper că n-am mai făcut cineva portal în apropiere casei mele, vechii case mele, ca să mă deie în locul corect și să nu mă deie undeva. Și unde m-a dat? M-a dat fix pe casă. Serios? Deci, cum? Nu să te de fix pe casă, oricum o să trebuiască o să-l pun undeva pe aici, în lateral. Dar cum să te de fix pe casă? Oricum, o să sparg tot acest portal și o să-l pun aici și am să revin. Bun, știți că într-un final am reușit să sparg acest portal. A durat destul de mult, deoarece pixul meu are doar... Hai că mi-am luat armura. Are doar eficiență 2, deci a durat destul de mult până l-am spart și acum mă gândesc că... Și acum stau să mă gândesc unde să construiesc acest portal. Poate ar trebui să-l fac aici, dar deja mă îndepărtez prea mult de locul de unde am venit. Deci, trebuie să încerc cu chestiile astea, deoarece îmi dau damage. Trebuie să îl pun pe undeva pe aici, așa e ce s-a întâmplat. Nu mai sunt câteva modificări, deci o să pun portalul aici. O să-l fac de 3 blocuri. Așa. Cum a trebuit să urc câte 3 blocuri și am pus și acea bucată greșit. Deci una, două, trei și încă una și am obsidian suficient ca să fac un portal ăsta mai mare. Bun, hai să spargem asta de aici. Bun, și acum că l-am spart o să îl aprind, dar nu știu ce se întâmplă cu aceste bucăți de dirt. Ce se întâmplă cu ele? Bun, hai să aprindem portalul și să vedem dacă totul funcționează cum trebuie. Și unde ne-a dat? Ne-a dat aici, așa că totul funcționează bine. Să mai spargem puțin pe aici Nether Rack-ul ăsta, deoarece să vedem tot portalul. Aici o să pun Nether Rack înapoi. La fel și aici sus. Secundă să sparg toată treaba asta. Bun, hai să mergem înapoi la casa noastră veche să vedem ce iteme mi-a mai rămas acolo. Dar am mai fost eu camera și am luat itemele principale, așa că nu prea am iteme prea bune aici. Am doar itemele de început. Și hai să vedem, ăsta e chestul meu. Am un pat, niște bulgări, un sapling. Știu că am mai fost pe aici și am golit chestul prin astea. Prin furnale sunt ceva, nu e gol. Aici sunt vacile. Mai am 3-4 vaci din câte văd. Hai să le și mulțim. Dacă tot suntem aici. Hai să luăm tot grâul, să adunăm grâul de aici. Și câteva cerau. Cred că am deja grâu suficient. Hai să mergem să le mulțim. Semințele o să le lăs aici. Am și scris că oricine poate să ia semințe de aici. Și plus poate să farmeze aici. Fără să mă întrebe ceva. Bun, hai să le și înmulțim.
Așa, și hai să mergem în partea asta, deoarece mai e una aici. Asta, așa. Mergem în partea asta, hai că merg. Și am înmulțit și vacile de aici. Iar acum că am făcut toate aceste chestii, o să mă întorc acasă și am să revin. Bun, și uitați-vă, aici am picat până jos, au mai rămas niște blocuri de dot, cum am coborât eu repede să-mi iau itemele, deci aici am picat până jos și am murit. Da. Bine că n-am picat aici, unde n-am pus nimic în lateral, și am picat acolo. Hai să punem totuși niște chestii și aici în lateral, să nu pice cineva. Hai să am pus, bun. Și acum o să mă duc acasă, deși și aici a trebuit să pun câteva chestii, să nu pice nici aici nimeni. Dar ce se poate întâmpla să pice și nu vreau să pice din cauza mea cineva și să își pierdă itemele, experiența și chestii de genul. De orice, foarte nasol se întâmplă asta cu oricine. Spargem puțin pe aici, pun și aici în lateral ceva, cam așa. Și la fel și aici în spate va trebui să pun ceva să nu poată să pice nimeni. Bună. Și m-a teleportat, oricum nu contează, am pus câteva chestii, deci nu are cum să pice cineva jos. Acum că am ajuns aici, vreau să spun că în episodul următor, probabil o să facem o ușă cu restul între pietre aici, acolo și aici. Probabil o să fac doar una undeva, probabil o să fac una aici și restul o să le fac off-camera, dar va trebui să terminăm o dată și aceste ziduri, iar după ce am terminat zidurile o să dăm drumul la vigeri. Mai am 3 vigeri aici, am 2 în această casă și unul aici jos. O să le dau drumul și probabil să facem un breeding pentru să se mulțească și să avem o grămadă de villageri. Deci da, cam atât a fost și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Eu am fost Zino și noi ne vedem data viitoare.